piețe valutare, segmentul cu care încheiem discuția noastră. Aici EURUSD, vă amintiți vremurile când EURUSD era un instrument de prim rang, cu fluctuații majore, cu reacții șocante la NFP, cu o trepidație extremă. Nu prea se mai întâmplă asta, sau cel puțin a căzut câteva locuri în topul volatilităților. Și graficul săptămânal ne arată o piață care în 7 luni de zile s-a mișcat, în fapt, cu 2,3%. Da, fluctuații mari în ocazional, dar interesul se mută sau volatilitatea se mută în alte perechi, în perechi care însă sunt asociate, de exemplu, cu China sau cu războiul comercial, ca AUD-USD, NZD-USD, AUD-JPY, NZD-JPY, deci în raport cu dolarul sau cu yenul, niște commodity currency sau dolarul canadian. Dacă avem o idee despre petrol, avem o idee de multe ori despre ce va face dolarul canadian. Este o corelație destul de bună. Dolarul canadian crește când petrolul crește, ceea ce înseamnă că USD CAD tinde să scadă atunci când petrolul crește. Dacă vorbim despre petrol, dacă vorbim despre situația din China, ar trebui să avem o idee despre ce se întâmplă pe aceste valute. Bineînțeles, sunt și factori specifici și mai din când în când câte o decizie, cum e cea brutală a băncii centrale. Dar dacă înțelegem ce se întâmplă în China, din nou, nu ne surprinde atât de mult, pentru că RBNZ a încercat să protejeze în urma unui impact negativ al acelor dezvoltări. Pentru moment, revenind la EURUSD, 11,78 joacă un rol de suport de importanță medie. Mai jos ar fi 11,67 și 11,60. Pare că piața ar avea șanse să reziste. E sigur, e un moment cam tensionat, nu e distanță mare până la suporturi importante, dar mă uit aici la dobânzile pe dolar. Sigur, nu cred că ele strălucesc prea mult nici în Europa. Datele din China nu au fost extraordinare pentru apetitul pentru risc. Chiar haideți să vedem ce a făcut Shanghai Composite în noaptea trecută, minus 0,7%. Da. Este acolo preluată nefavorabil. Acestea sunt și comentariile, datele din zona industrială, ca și cum prețurile mai scăzute ar arăta, de fapt, că industria e un pic îngăleată, este într-o zonă problematică. Și asta nu are cum să ajute nici sentimentul în Europa foarte mult și nici moneda unică europeană. Dar, în fapt, este și un joc relativ al dobânzilor și avem până la urmă o dificultate în a alege între două monede destul de slab remunerate și mai ales cu perspective de a fi remunerate și mai slab. Eu aș vedea totuși piața rămânând în acest interval. O rezistență este la 1.12, 1.12, 15 și 1.12, 32, dar cu mențiunea faptului că lucrurile se pot modifica rapid. Avem și datele acestea din Italia. Verificam să văd dacă nu cumva au mai apărut comentarii sau chestiuni importante. Balanța comercială plus 1,87 miliarde de euro în Italia. Italia însă e mai importantă pentru ce se întâmplă în plan politic acum. 11 și jumătate ne aduce o serie de date. PIB-ul, balanța comercială și producția industrială în Marea Britanie. Piața pare un pic temătoare și după estimările mele ar cam avea de ce. Cred că există un risc să vedem niște cifre mai degrabă dezamăgitoare. Însă nu avem certitudine să vedem cum vin efectiv datele. Am spus asta, dar mă simt obligat să repet pentru că mai sunt și alți participanți. Avem și nume noi, avem și postările pe YouTube și acolo e important să se rețină această idee că nu furnizăm certitudini și nu furnizăm recomandări. În același timp,
Presiunea este în prezent, cred, descendentă. 1,2098 ar putea fi vulnerabil. 1,2082 mai jos și în zona 1,20 cred că piața găsește un suport mai puternic. Poate că chiar și 50 de pips din această zonă, deci ce ar însemna asta? Ar însemna în jur de 1,2045 ar defini o regiune de bază, o regiune la care piața s-ar putea opri. Rezistența este la 1,2206, 1,2248 și 1,2275, destul de dificil de spart acum, așa cum arată acest grafic și în așteptarea celor cifre. Dar e probabil momentul, unul dintre cele mai interesante, chiar cel mai interesant moment al zilei în piețele valutare. Mai avem și date din Canada, e drept că tot am menționat această pereche și avem NFP-ul. Uneori se suprapune cu cel din Statele Unite, de data aceasta nu, și dolarul canadian, bineînțeles, va fi foarte sensibil aceste date care de multe ori vin surprinzătoare, de multe ori arată diferit față de așteptări. Dolar yen e pe modul de pauză între 106,47 și 105,60, aproximativ 80-90 de pip și pe mine mă dezamăgește puțin. E drept că și piața de capital a mai dat înapoi, însă pare că este o teamă în regiune. Știți discuția între Corea de Sud și Japonia. Este o dispută comercială, dar care din când în când prinde un ton foarte amar referitor la ce s-a întâmplat în război. Și nu e de ajutor. Cu toate acestea, eu zice că azi pare a fi așa o mică speranță pentru un breakout. Vedeți linia aceasta de trend? Unind vârful nu și spike-ul, unind vârful din 6 august ora 11 și trecând prin vârfurile din zilele următoare. E foarte aproape de nivelul curent, pe la 106,08, avem o rezistență, deci asta înseamnă că e ușor de depășit pe orice zvâcnet al dolarului american. Și dacă avem un asemenea zvâcnet, 106,70 ar putea intra în discuție. Mai interesantă e piața, însă, dacă închidem zilnic peste acele 106,70, peste minimele din 25 iunie. Până atunci e prinsă într-un range. Leul, euroron, în jur de 4,72, o fază de așteptare, suntem în plin sezon de vacanță. Dacă trec aceste câteva săptămâni și leul nu se apreciază, mai degrabă înseamnă că se creează un fel de minim, un fel de bază pentru dinamica ulterioară. Asta ar fi ceea ce aș întrezări eu și nu iau în calcul doar ce a spus guvernatorul, iau în calcul și alte variabile despre cum ar putea funcționa mediul internațional. Dobânzile bat pasul pe loc, e pauză, s-a plecat în vacanță, sunt neschimbate și la 3 luni și pe overnight, iar date noi avem din zona agriculturii, dar avem și din zona comerțului internațional. Cred că, de fapt, am avut și aici în calendar. Da. Balanța comercială minus 1,13. N-avem estimări acolo, ar fi prea, prea mare fericirea, dar eu sper să prind momentul când, înainte să trecem la euro, totuși o să avem un răspuns în piață al valutei, al euroron, la diverse serii macro și la diverse surprize. Dar pentru a avea surprize, avem și nevoie de așteptări și de estimări. Exporturi plus 2,7% în primele 6 luni ale anului, importuri plus 5,7%. Deficitul se cască, se adâncește, nu e bine pentru echilibrul pe termen lung. De aceea eu sunt destul de reținut în privința perspectivelor leului pe termen lung, deși pe termen scurt, a spus-o și guvernatorul, putem avea presiuni de intrare. Range-ul continuă, suntem în așteptare. Sesiunea de azi ne aduce date din Marea Britanie la 11 și jumătate, date de inflație din Italia, PPI, inflație pentru producători în Statele Unite la 3 și jumătate și foarte probabil, a zice eu, cel puțin niște comentarii dinspre președintele Trump sau dinspre Hu Jintao, dacă am pronunțat bine, Global Times Editor, care e o voce neoficială urmărită pentru răspunsul Chinei. De asemenea,
curioși am putea fi de deschiderea de la 4 și jumătate, de această veste a Huawei și cum va influența ea piețele de capital, care sunt încă în așteptare, dar vedeți, un pic de bias descendent, cum discutam în primă fază. Vă urez o zi plăcută, o sesiune profitabilă, un weekend fabulos, dacă plecați pe undeva prin vacanță să fie o vreme bună și să ne auzim cu bine de oriunde am fi și ați fi. Toate cele bune, pe curând, la revedere!